Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei, plouă cu partide politice în această perioadă și totuși rezistă scena politică. Nu mai este foarte mult până la alegeri, însă suntem curioși să vedem câte astfel de structuri politice se vor mai înființa. De ce? Pentru că sunt deja multe, mici cei drept, și fiecare încearcă să-și adune membrii, iar mulți dintre ei sunt luați de la alte formațiuni. Pe cine afectează sau ce anume afectează acest lucru? Cine iese în pierdere? Cine ar putea avea un câștig? Ce face totuși opoziția în această perioadă în care vedem foarte multe frământări, dar vedem sau nu vedem reacții din partea domnilor care își spun reprezentanți ai opoziției? O să discutăm și alte subiecte pe lângă cele de politică în această seară cu jurnalistul de investigații Narcis Daju de la Gorj News. Mulțumesc mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Astăzi s-a mai născut un partid în județul Gorj, Partidul România Unită. Ultimul care a apărut și la Târgu Jiu, pentru că mai sunt câteva la nivel național care nu au filiale aici. Câte astfel de partide ar mai putea încăpea pe scena asta politică, deja aglomerată? Vor apărea partide până în momentul în care omul de rând va simți că este în sfârșit reprezentat, că există în sfârșit politicieni care se ocupă și de soarta lui. Părerea mea e că oamenii de rând salută de fiecare dată apariția unui nou partid, pentru că speră că în sfârșit sub acea cupolă se vor regăsi altfel de oameni politici care, înainte de a se ocupa de bunăstarea lor, se vor gândi și la această țară și la acest popor. Din păcate, oamenii de rând ajung să se lămurească rapid în legătură cu fiecare proiect politic. În general, partidele și oamenii din partide seamănă unii cu alții. De aceea ajungem să vedem o masă constantă de indivizi care se plimbă de la un partid la altul. Ajungem să nu vedem oameni noi în partide și tot spun în ultimul timp că, deși Klaus Iohannis a câștigat detașat alegerile prezidențiale în noiembrie anul trecut, la aproape un an distanță, în Marele Partid Național Liberal la Gorj n-a intrat absolut nicio față nouă. N-avem nicio personalitate publică, non-politică, intrată pe porțile PNL Gorj după alegerile prezidențiale, și asta cred că spune totul despre ceea ce se întâmplă în acest partid și despre oamenii din acest partid. Păi am văzut la PNL, altele sunt acum preocupările, altele decât acelea de a face o opoziție reală și o opoziție la actuala guvernare, nu o opoziție la ceea ce înseamnă contracandidați în propriul partid. Este o luptă internă pentru supremație. De ce nu? Pentru că sunt câteva grupuri în Partidul Național Liberal care încearcă să-și impună omul. Omul fiind viitorul candidat. În primul rând trebuie să spunem oamenilor că la nivel național Gorjul a fost cedat de liderii de dreapta comuniștilor, Partidului Social Democrat. De ce spui că a fost cedat? O să argumentez. Pentru Alina Gorghiu și Vasile Blaga, județul Gorj nu există pe harta României, nu au absolut niciun interes, nici măcar financiar în zonă, deși în Gorj se află această mină de aur numită Complex Energetic Oltenia. Ce altă dovadă aș putea aduce eu că pentru Gorghiu și Blaga nu există PNL în Gorj și nu există nici Gorjul? Din moment ce ultima oară
S-au aflat la Târgu Jiu niște lideri de dreapta, de la centru, în luna octombrie anul trecut, când l-au însoțit pe Klaus Iohannis în campania prezidențială. Atunci au venit pentru câteva minute și au ținut o conferință electorală pe insulița Jiului, după care au venit întâmplător într-o emisiune a mea chiar la Tele3, la panou de onoare, Orban și Marijan Marinescu și duși au fost. De atunci, de aproape un an de zile, nici picior de lider de dreapta n-a călcat în Gorj. Al doilea argument pentru care spun că Gorjul a fost cedat PSD-ului ține de această bătaie de joc cu care am fost tratați noi, gorjeni, în momentul în care a fost delegat Tudor Barbu ca și copreședinte PNL Gorj. Maxim putea fi trimis aici Tudor Barbu ca profesor la o școală de vară a ziariștilor din Gorj, care din păcate nu sunt extraordinar de școliți și de pregătiți pentru meseria asta. Dar din moment ce a făcut figurație ca senator de Gorj, e clar că s-a dinamitat imaginea Partidului Național Liberal în momentul în care a fost impus ca lider al formațiunii. Era o chestiune de bun simț să nu impui ca și copreședinte un senator absent. Un ins care primește 200 de milioane de lei pe lună și să se ocupe de un județ și nu face nimic de banii ăia. Și mai mult decât atât, ți-amintești chiar în emisiunea ta, Tudor Barbu se justifica spunând că n-a venit în Gorj și n-a făcut nimic pentru gorjeni pentru că partidul lui i-a dat de lucru în nu știu ce sector. Din București. Din București. Ei bine, și-a intensificat vizitele în Gorj Tudor Barbu după ce a fost numit copreședinte al PNL Gorj. Adică vine odată la două săptămâni prin Târgu Jiu, însă mai puțin prin colegiul în care este senator, într-adevăr. Tudor Barbu vine pentru că ne ia de proști și se așteaptă să ne păcălească încă o dată și să mai obțină încă un mandat de 4 ani ca senator de Gorj. Lucru care eu sunt aproape convins că nu se va întâmpla. Până la urmă, era normal ca să existe o reacție firească a liberalilor gorjeni și să nu-l accepte ca lider. Dar calitatea umană, până la urmă, a liberalilor gorjeni este cât se poate de îndoielnică. După ce l-au susținut pe Dian Popescu și au mers cu el până în pânzele albe, deși conform statutului trebuia să se autosuspende, s-au repliat ciorchine în jurul lui Tudor Barbu și n-au avut absolut nimic de obiectat. Un partid sănătos, construit pe principii morale, da? Deși morala și politica în România sunt două noțiuni contradictorii, nu înghițea ca lider un ins ca Tudor Barbu. Eu sunt atât de dur cu tovarășul senator pentru că nici măcar în lunile acestea în care a trebuit să vină mai des în Gorj nu și-a intrat în rolul de senator de Gorj. Nu l-am auzit atacând absolut nicio temă reală. Umblă din televiziune în televiziune cu niște marote gen, de exemplu, astăseară și-a permis să spună la o altă televiziune că până să vină el în Gorj niciodată n-a funcționat opoziția. Este o jignire adusă în primul rând colegilor săi din Partidul Național Liberal, dar repet, din păcate nu are cine reacționa în PNL Gorj pentru că acolo e plin de muieri politici, așa cum bine spunea Gigi pe Cingină. Spune că nu se vor mai face blaturi, se laudă că el n-a luat bani de la CEO, că el nu are nicio factură emisă pentru nicio entitate din Gorj și aceste nimicuri le vântură non-stop pentru a lua ochii gorjenilor, în condițiile în care obligațiile lui legale față de gorjeni și față de Gorj sunt cu totul și cu totul altele. Dar crezi că el le conștientizează? Tudor Barbu, senator de Gorj, știe că are și niște obligații față de
niște cetățeni ai acestui județ, sau crede că este pus copreședinte la un partid și că trebuie să vină la Târgu Jiu când are chef să treacă pe aici și să facă pe politicianul. Atât. Ca și ceilalți parlamentari, Tudor Barbu se crede supraom. Ei beneficiază de niște condiții de lux din partea statului, din banii noștri, nu returnează aproape nimic în schimb și acești înși ajung să se simtă supraoameni. Să ne amintim cum a tratat Tudor Barbu ziariștii din Gorj în prima conferință, în prima conferință de presă din momentul în care a descins aici ca copreședinte impus, da? Mai avea puțin și lua niște colegi la palme, că de ce îndrăznesc să-i adreseze întrebări. Mâine seară, de exemplu, se duce la Rovinari ca să stabilească nou viceprimar, nou primar interimar al Rovinarului. Mă gândeam în după amiaza asta cu ce harfe se va înființa Tudor Barbu acolo, gândindu-se că e printre niște țărănuși care ar trebui să-i sărute picioarele. Ignorând faptul că în lungul său mandat de senator, da, care are deja 3 ani în spate ca senator, n-a făcut nimic, absolut nimic, pentru oamenii de rând din Rovinari. Ignorând și el și Dan Vâlceanu faptul că răposatul Filip, Dumnezeu să-l ierte, nu i-a onorat cu prezența la niciuna dintre ședințele Partidului Național Liberal, pentru că în ultima perioadă nu-i mai recunoștea de lideri. Nu s-a spus în aceste zile că Doru Filip deja făcuse pasul înspre noul partid care deja se conturează în Gorj, Partidul Primarilor, sau cum îi spun alții, Partidul Gospodarilor, și intenționa să plece din PNL, tocmai pentru că nu se mai regăsea alături de asemenea specimene ca Tudor Barbu. Dar de ce acceptă reprezentanții Partidului Național Liberal, adică acele persoane care până acum câteva luni știm se băteau pentru a ajunge în anumite funcții de conducere, ca o persoană impusă de la centru să bată cu pumnul în masă și să facă ce vrea la ședințele de partid. Acolo unde nimeni nu îndrăznește să ridice nasul din de pe masă. Acești înși i-au adunat scaunul lui Dian Popescu cât timp Dian Popescu făcea listele pentru Parlament, pentru Consiliul Județean și pentru Consiliile Locale. Apoi au urmat etapa în care s-au agitat să ia locul lui Dean Popescu în momentul în care l-au simțit vulnerabil, iar acum sunt în faza în care îi adună scamele lui Tudor Barbu, pentru că a venit în rândul lui Tudor Barbu să facă listele și să felieze Ciolanu. Dar are capacitatea Tudor Barbu de a susține o campanie electorală în județul Gorj, adică în acel județ de unde a fost trimis în Parlament și pe unde nu a trecut cu jumătățile de an? Mai are, da, credibilitate? L-ar mai asculta cineva? Sau, ca să o spunem pe românește, ar mai pune cineva botul la acele sloganuri pe care cu siguranță le va folosi din nou în campania electorală? Bun, ți-aș răspunde cu 2 sau 3 întrebări. L-ai văzut pe Tudor Barbu participând la o singură emisiune de televiziune sau de radio pe bune de când a venit ca și copreședinte? L-ai văzut pe Tudor Barbu participând la vreo confruntare cu un adversar politic? Păi l-am văzut nici la o confruntare discuție cu un jurnalist. L-ai văzut în vreo discuție în care să-i spună cineva adevărul? Omul e senator, da? Trăiește pe altă lume și își imaginează că oamenii de rând din Gorj au obligația să-i pupe mâinile și picioarele când se înființează în mijlocul lor, pentru că, repet, se consideră supraom. Dar, dincolo de Tudor Barbu în PNL, Gorj mai este o problemă, aceea a luptei pentru a deveni candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu
sunt deja mai multe persoane care vor, își doresc cu tot din adinsul să candideze. Unele dintre ele poate ar avea șanse la câteva procente, altele în cazuri fericite la câteva voturi. Crezi că acești oameni conștientizează cam care le este valoarea și ce înseamnă o competiție electorală? Unii da, unii nu și dacă e nevoie putem să-i luăm pe rând. Problema de bază este că nefăcând opoziție în acești ani, nici la PNL, nici la PDL nu există un candidat natural, un om recunoscut ca opozant față de PSD, un om recunoscut în unanimitate ca fiind îndreptățit și cu șanse reale să candideze împotriva actualului primar. Neexistând un candidat natural, trebuie fabricat unul. Și aici apar discuțiile și divergențele pentru că criteriile sunt destul de ambigue. Ne amintim că Tudor Barbu la prima descindere ca și copreședinte al PNL Gorj a vrut să rezolve toate problemele așa cum fac românii înainte să plece în concediu. Duc pisica la vecin, scot florile la ușă să le udă al vecin și așa mai departe. El, în ziua aia în care a venit el prima dată pe anul ăsta în Gorj, a vrut să și aleagă șeful PNL Târgu Jiu și să stabilească și candidatul anticărciumar. Și l-a ales în persoana domnului Marcel Romanescu. Apoi au apărut reacții firești. În primul rând a protestat Edi Berca, președintele PDL Târgu Jiu, care fusese mult mai prezent ca și om politic și ca și opozant față de PSD în ultimii ani în Târgu Jiu. Au apărut reacții din partea presei și Tudor Barbu s-a repliat spunând că va fi totuși un sondaj intern în urma căruia va fi desemnat partidul. Apoi a apărut ultima variantă conform căreia va fi sondaj, dar se va alege totuși politic candidat. Pe acest fond de bulibășeală, de criterii și de decizii ambigue, au apărut încă 4 candidați. Și îi știm cu toți. E vorba de Eduard Berca, fostul președinte al PDL Târgu Jiu. Acum... Tu ai și făcut o analiză astăzi în Gorj News a candidaților, da, Partidului Național, a candidaților interni de la Partidul Național Liberal. Spuneai că Marcel Romanescu este candidatul pe care Tudor Barbu a vrut să-l impună ca și candidat al PNL-ului pentru primăria municipiului Târgu Jiu. A întrebat în stânga, în dreapta. Pe ce anume s-a bazat sau ce a luat în calcul atunci când l-a ales Tudor Barbu? A întrebat în stânga, în dreapta, care ar fi bun să candideze împotriva lui Cârciumaru și cei mai mulți așa i-au spus, Marcel Romanescu. Și omul a procedat întocmai. Marcel Romanescu, președinte și candidat. Și apoi a început să afle cine e de fapt Romanescu. Romanescu e un candidat de culise, un politician de culise, care a absentat total din campania de la prezidențiale, dar s-a înființat chiar în prima zi de după alegeri, chiar în 17 noiembrie s-a înființat într-un studio de radio, în prima emisiune posibilă pentru a-și asuma victoria liberalilor, deși încă o dată lipsise. Marcel Romanescu are nenumărate înțelegeri de culise de-a lungul timpului cu Partidul Social Democrat. Marcel Romanescu nu poate să-și inhibe în niciuna din ieșirile publice respectul deosebit care îl poartă primarului Florin Cârciumaru. Marcel Romanescu, ca profesor la Universitatea Constantin Brâncuș, n-a fost auzit niciodată spunând în public că își desfășoară activitatea nu într-un mediu universitar, ci într-un mediu mai degrabă infracțional, pentru că se știe că mare parte din șefii lui sunt cercetați penal,
decana și a devenit între timp prorector, e acuzat de, chiar de profesori în afara țării, de plagiat și așa mai departe. Deci un om care n-a avut nimic de obiectat față de neregulă de la locul lui de muncă, pretinde că se poate lupta cu mafia din Gorj și că poate face ordine în primul rând în primăria Târgu Jiu și apoi în oraș. Povești de adormit copii, mai nou, văzând că Tudor Barbu dă înapoi și că nici mare parte din colegi nu-l agrează ca și candidat, pentru că e și un foarte prost actor, încă o dată. Nu cred că l-a auzit cineva în aceste luni de campanie internă în PNL spunând ceva negativ despre Cârciumaru, despre PSD, despre Ciurel, nu mai zic. Deci, proba Google este cea mai bună. Dați google.ro, Romanescu Ciurel. Și arătați-mi și mie ce a zis Romanescu în viața lui despre distrugătorul complexului energetic Oltenia. Motivele se știu, sunt de notorietate și în seara asta evit să le detaliez. Mai nou, Romanescu, văzând că nu e dorit de PNL, a convenit să candideze din partea ALDE, din partea partidului domnului Tăriceanu și i s-a promis că va fi viceprimar în echipa actualului primar Cârciumaru. Din păcate, ar urma să treacă la ALDE cu toată echipa care și-a format-o în interiorul PNL-ului și asta va prejudicia grav Marele Partid Național Liberal. Mai avem un candidat al PNL-ului, al aripii PNL din noul PNL și anume Victor Banța. Victor Banța e fost prefect de Gorj. Din câte mi-amintesc că a avut un mandat meritoriu la vremea aia, nu a fost implicat în scandaluri publice cu excepția faptului că îi se reproșează apartenența la o mișcare de nuanță transnațională, un lucru care nu poate să atârne grav în spinarea unui posibil candidat. În schimb, nici Banța nu a fost tocmai prezent în acești ani ca opozant față de PSD, nici ca și consilier județean. Nu l-am auzit de foarte multe ori. Din păcate, singurul care se aude pe acolo, dar cu chestiuni destul de mărunte, este Dan Vulceanu. Părerea mea e că o candidatură la primăria Târgu Jiu trebuie să vină fie din partea unei persoane care este legitimă ca opozant față de PSD, ca om antisistem, fie din partea unui conducător sau unui manager de succes. Adică niciunul dintre candidații de la PNL nu crezi că ar avea șanse reale într-o competiție cu candidatul PSD-ului pentru primăria Târgu Jiu? În momentul de față, indiferent cu cine iese PSD-ul, niciunul din cei cinci nu poate să-l bată pe candidatul PSD-ului. În primul rând, pentru că PNL-ul este foarte fracționat și e doar începutul fărâmițării PNL-ului. Și o să vă prezint una dintre cauze. Eduard Berca, deși a funcționat ani în șir ca președinte al PNL Târgu Jiu, nu a reușit să devină cunoscut ca lider natural anti-PSD și ca și candidat acceptat în unanimitate împotriva lui Florin Cârciumaru. Și în al doilea rând, n-a reușit să-și facă o echipă. Nimeni din Târgu Jiu nu mai știe pe nimeni, în afară de Eduard Berca, în mare echipă a fostului PDL Târgu Jiu. Și aici te-aș întreba pe tine, tu mai știi pe cineva care să fie ieșit în public din fostul PDL Târgu Jiu și să zică ceva de PSD sau de Cârciumaru în acești ani? Să denunțe o neregulă? De la municipiu nu, cei drept este, nu au ieșit persoane. Este bine, cât se poate de, dar nu-i cunoaștem, este cât se poate de nefiresc
să pretinzi că ești conducător politic și că ești șef peste o filială în care de fapt ești tu singur, da? În care sunt unii cu care mergi la bere. N-am nimic cu ei, sunt băieți de gașcă, cu unii dintre ei mă duc și eu la bere. Dar în Târgu Jiu, din moment ce tovarășii ăștia primesc un sediu aproape gratis în buricul târgului și pretind că fac politică, nu au voie să facă politică la nivelul ăsta. Până la urmă, acuzația de bază pe care o aduc este că în acești ani au lăsat omul de rând pradă abuzurilor Partidului Social Democrat. Ei trebuiau să se interpună între omul de rând și PSD. Continuăm, dar trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate de câteva minute.